Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Bună seara, bună seara, o, ne auzim bine. O bucurie să vă văd, oameni minunați, oameni frumoși. Opa. Și restul. Opa. Vreau să vă spun o poveste despre relația mea cu tatăl meu. Da. N-am încredere în el și nu o să am niciodată încredere în el. Și o să înțelegeți de ce. Ia. Yeah. Prima oară când mi-a vrut încrederea în el a fost la vârsta de 4 ani. Aveam un Terminator de la joc pe televizor, joystick. Bă, eu știu voce. Și mi se strică Terminatorul și zic, tată, tată. Eu știu vocea asta. Tot timpul mei. Așa este. Cine? Nu mai pot să mă joc Super Mario. Ce ai făcut, m-am stricat? Nu vreți, s-a stricat pe atât că așa să da, da, da. Mi-a făcut așa de două ori. Păi nu mai merge băiatul meu. Aaa. În fine, am așteptat să plece ca să nu se ia de mine. Mi-am luat-o și rubelii să... Să rămână mult. Mi-am luat-o și rubelii să... Nu vine să crezi! Mamă, n-am urmă! Inconfundabilă! Că mă vede țigan! Să rămână mult, nu vă cunosc personal, dar sunt un mare fan. Nu știu cine sunteți, dar vă plac foarte mult. Munca voastră este minunată, sunt fan, real. Excelent. Așa, și aș eu să plece din când în cameră, tata, mi-au șurubelță, mă duc, mi-l desfac, așa, eu cum eram un șobolan mic, așa, slăbănoc, mă oftic că n-au în poze cu mine să vedeți că adevărat, zici că eram șobolan, și îl desfac așa ușor, îl dau deoparte, mă uit așa în el, plin de praf. Am suflat de praf așa puțin, l-am curățat la mișto, am păsat și eu pe alea cum a făcut el, îl pun la loc, îmi pun șuruburile, mă ducea capul, nu știu de ce, și îmi pun șuruburile înapoi, îl fornesc și da, mergea Terminator. M-am pus să mă joc, nici n-am anunțat pe tata că merge, vine tata și zice, ce faci, l-ai reparat? Și m-am uitat și la el. Da, l-am reparat. Nu mai am nevoie de ajutor. Așa, aia a fost prima oară când mi-am pierdut încrederea în el. Că mi-am reparat singur la 4 ani Terminator. Și aia trebuie să mă descurc singur, ce urât. Și acum mai trece puțin timp după ce începe școala. A apărut perioada aia cu calculatoarele, gata. Da. Trebuia să ne haladim. Și n-am mai scăpat de ea. Și mi-a dat un calculator de ăla, de care era atunci, tub de la. Și 2 ani de zile nu s-a întâmplat nimic cu calculatorul, nici la pornei nimeni. Când n-avea nimeni curaj. M-am făcut mai măricel, vreo 9 ani așa, și zic, vă, mi l-a prins și eu, vă, să-mi la prietenii mei, la vecinii mei, să juca Hercule, Tarzan, știi, alea criminale, alea de la început. Nici ne-a părut să Counter-Strike. Și zic, vă, vreau și eu să mă joc jocurile astea. Cum adică? Ăștia să joacă și eu am călător și nu mă joc? Și l-a prind și face... Și s-a întâmplat nimic. Făcea trap. La care tata care venise, nu știu de unde venise, cu niște pantofi roșii în picioare și cu echera ardei, capia și cu broască țestoasă. Și nu cum ai stricat calculatorul. Mamă, ce m-ați emoționat! A vrut să zic? Așa. Astea sunt povești adevărate, n-am avut, vă povestesc în copilărie. M-am văzut și cu vreau să se stasă mână, eram terorizat. Nu vreau, nu l-am stricat eu, mamă, e așa facil, vreau să mă joc și eu Hercule. Să uită așa vocalator, se apropie de el și face... E stricat. Și broasca? Și broasca se stasă, nu știu. Am avut o supă gustoasă. La care aștept să plece din cameră, mi-au și rubeliță. Mă apropie de el așa, îl desfac eu așa. Avea praf în el, că stătea de 2 ani degeaba, nu l-a pornit nimeni. Îl pun înapoi. Uite ce merge călător. S-a prinde pe ecran Windows 2000. Și am stat 24 de zile, 15 ore și 14 minute să mi se tragă Counter-Strike. Și după ce s-a tras, nu știam să-l instalez. Tată, vine să-i să-mi instalez și mie Counter-Strike, să mă joc și eu cu băieții. Vine, să uite la monitor. Ita. Nu merge. Nu are. Aștept să plece, dau double click pe el, că mi se iese un prieten al meu mai mare. Bă, dai double click pe el și dai next, 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 next. Îi dau next, 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 apare pe desktop pintul pe el. Uita ce merge. Și ultima minciună, la 11 ani am aflat că este real. Cum când adică? Când ne zisese tata nouă, când apăr reclame cu... Eram amărât și nu mai contează. Vorbim separat. Desene, tata, e desene animate, tata, astea. Și când apărea câte o reclamă nouă cu... Reclamele alea, copiii cu Happy Meal, alerga, ei, jucărie. Îi chemam pe ăștia mici, haideți, băi, că a apărut episod de noi, haideți, haideți. Ne uitam la...
Băi, bine, mă! Și la 11 ani... Băiatule, băi. Și la 11 ani eram la școală, clasa a 3-a sau a 4-a, nu mai știu, și un coleg de-al meu care era mai înstărit, să nu zic că erau români și avea bani, așa, ne-a chemat la ziua lui la... Și când am ajuns la... Și am văzut mâncare, Happy Meal-uri cu tare. Ah! M-a durut inima atunci cel mai tare din toată viața mea. Ah, l-am așteptat acasă seara când am venit de la muncă în pragul ușii așa. Stăteam în pragul ușii și puțin vreo așa pe ușii. Deci că într-un film indian cum dădea așa din cap. Ce nenorocit ești toată viața ta. M-ai păcălit. Vă mulțumesc frumos! Bravo! Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.